Iubiții mei, titlul emisiunii trecute și acestea de astăzi și cea de data viitoare e extrem de fascinant. Extirparea răului din omenire. Domnul Iisus în Matei 13 cu 41 enunță acțiunea aceasta. El va porunci îngerilor lui să scoată din omenire orice cauză a păcătuirii și pe cei ce sunt agenții păcătuirii. Și în felul acesta, împărăția lui Dumnezeu pe pământ va fi locuită numai de oameni purificați de orice care orice agent interior sau exterior. Agent interior, v-am văzut că apostolul Pavel îi spune carnea. Și asta e metaforic. Carnea este locul unde se află legea păcatului sau principiul răului. Și deocamdată apostolul Pavel spune că pentru că noi avem pe Domnul Iisus în noi și avem Duhul Sfânt în noi, acestea două persoane ne dau suficient ca să nu ne mai supunem cărnii, să nu ne mai supunem agentului răului. Dar agentul răului e acolo. Deși Domnul Iisus și Duhul Sfânt sunt acum în noi, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de carne, acest trup în care există virusul păcatului? Și apostolul Pavel spune, răspunsul actual e Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Noi nu mai trăim după îndemnurile cărnii, ci trăim după îndemnurile Domnului Iisus și a Duhului Sfânt. Ei ne dau și călăuzirea și puterea necesară să învingem ceea ce e rău în noi. Dar cauza aceea, repet, e încă în noi. Și ne ducem acum înapoi la Apocalipsa, capitolul 19. Îmi cer iertare, data trecută am spus Apocalipsa 18 și 19. Acum fac corectura. E Apocalipsa 19 și 20. Acolo găsim acțiunea prin care Domnul Iisus pornește călare pe calul alb și cheamă toate păsările cerului să mănânce carnea
tuturor oamenilor, de toate felurile. Dar vedem că după acțiunea asta, oamenii, neamurile, națiunile, sunt tot acolo, vii. Le-a fost mâncată carnea, dar ei continuă să existe. Înțelegem lucrurile dacă citim carnea în sensul în care v-am arătat că îl folosește și apostolul Pavel și apostolul Ioan. Deci, e acțiunea lui Dumnezeu. Ioan o numește și ospățul cel mare al lui Dumnezeu. Când păsările cerului mănâncă carnea tuturor ființelor umane și a cailor, pentru că vor fi devirusați și caii și animalele în care a intrat natura răului. Am folosit deja cuvântul important, devirusare. Domnul Iisus cheamă, în Matei 13 spune, îngerii săi. Aici spune păsările cerului. Mâncați carnea tuturor națiunilor, tuturor oamenilor de toate felurile. Și scoateți afară pe toți agenții răului, fiara, prorocul mincinos, inclusiv diavolul îl scoate, îl leagă și îl pune în adânc și pune o piatră peste locul acela, ca diavolul să nu mai înșele națiunile. Așadar, nu mai există nici o cauză de păcătuire. Cauzele răului sunt extirpate, sunt scoase afară. Ospățul lui Dumnezeu. Bucuria lui Dumnezeu că acum fiul său, dar urmăriți ce se întâmplă în Apocalipsa 20. Am văzut pe toți morții care au murit ca martiri. Uitați-vă bine că numai aceștia, martirii, din toate timpurile, înviază și se asociază Domnului Iisus să domnească împreună 1000 de ani. 1000 de ani fără rău, fără izvoare ale răului, îs extirpate izvoarele răului din om și sunt extirpați agenții exteriori ai răului. Ce lucru extraordinar va fi atunci? 1000 de ani în care Domnul Iisus domnește împreună cu eroii care au refuzat să coopereze cu rău, mai bine au murit.
E vorba de martiri aici. Numai ei au înviat ca să domnească 1000 de ani. Unde? Nu ni se spune. E posibil ca Domnul Isus să fi venit pentru 1000 aceia de ani să domnească și să fi chemat la înviere pe toți martirii săi. Dar, repet, nu ni se spune. Probabil că așa va fi. Voi puteți să dați drumul imaginației, dar important e să citiți ceea ce până acum n-ați văzut. Că ospățul lui Dumnezeu e acțiunea extraordinară când orice rău din împărăția lui Dumnezeu este scos, extirpat. Și în împărăția lui Dumnezeu domnește Fiul lui Dumnezeu și cu toți eroii care au înviat. E imaginea cea mai frumoasă din toată Sfânta Scriptură. E extraordinar să ne gândim că Apostolul Pavel spune că noi cei vii care vom fi rămas până va veni Domnul Isus, noi îl vom întâmpina în văzduh și vom fi cu el pentru totdeauna. Prin urmare, vor fi acolo toți eroii, martiri din toate timpurile și vor fi acolo cei care au rămas până la venirea Lui. Doamne, ține-mă și pe mine să mă bucur de toate acelea. Și voi, fiecare, dați frâu bucuriei. Va veni o vreme când omenirea va fi devirusată, când toți agenții răului au fost scoși și aruncați în abis, și aici, pe pământ, în împărăția lui Dumnezeu, vor locui numai cei chemați să domnească 1000 de ani cu Domnul Isus. A Lui să fie slava. Amin.